Deschidem Cartea Domnului la profetul Isaia, capitolul 36. Vom citi câteva versete, începând cu versetul 1. Isaia 36. În al 14-lea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăților întărite ale lui Iuda și le-a luat. Și împăratul Asiriei a trimis din Lachish la Ierusalim la împăratul Ezechia pe Rabșache, cu o puternică oștire. Rabșache s-a oprit la canalul de apă al Iazului de sus, pe drumul ogorului înălbitorului. Atunci Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei împăratului, s-a dus la el cu logovătul Șebna și cu Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul sau arhivarul. Rabșache le-a zis: spuneți lui Ezechia, așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei: ce este încrederea aceasta pe care te bizui? Eu spun că acestea sunt vorbe în vânt, pentru război trebuie chipzuință și putere. În cine ți-ai pus dar încrederea de te-ai răsculat împotriva mea? Până aici vom citi cuvântul Domnului, să luăm locurile. La Detroit m-am întâlnit cu unul dintre vechii mei prieteni. Este un frate care la anii pensionării s-a dus în România ca misionar, călătorește și stă foarte mult timp în România. Mi-a spus că una dintre preocupările lui, născută din ceea ce întâlnește pe teren, este nevoia să știe mai mult despre lupta spirituală. Mirarea mea era cu atât mai mare cu cât îl știu că este un păstor baptist care a stat destul de departe de aceste lucruri până acum. Dar văzând nevoile pe teren, și-a dat seama că în aceste zile ar trebui să știe mult mai multe despre lupta spirituală. Am găsit capitolul acesta, m-am gândit la capitolul acesta în timp ce discutam cu el, și m-am hotărât ca în seara aceasta să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri. Este foarte adevărat, Domnul ne poartă de grijă, este Tatăl nostru, este păstorul nostru cel bun, dar avem un dușman care este foarte preocupat de, nu de binele nostru, nu de prosperitatea noastră și nu de sănătatea noastră, ci dimpotrivă, de înfrângerea noastră. Și avem de luptat. Viața creștină este o luptă, o luptă permanentă. Orice creștin autentic va avea parte, într-un moment sau altul, de atacul celui rău. Cineva a spus că noi suntem, practic, într-o continuă stare de război. Cei care sunt acum în Ucraina știu bine lucrul ăsta, o stare de război înseamnă un lucru, o viață extrem de diferită de tot ceea ce știm noi până acum. Apostolul Petru, în 1 Petru, capitolul 5, versetul 8, spune așa: fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Avem de-a face, deci, cu un leu care este gata să ne înghită, ne caută. Satana te vrea înfrânt și va folosi orice mijloace să te înfrângă. Iată că în seara aceasta avem un exemplu al împăratului Ezechia, care este atacat dintr-o dată de împăratul Asiriei prin acest Rabșache, care se pare că este un mare general, comandantul oștirii împărătești. Și vom vedea din capitolul acesta 36 și 37 că acest general folosește o strategie de a-l intimida pe omul lui Dumnezeu, exact ceea ce face diavolul cu fiecare dintre noi. Vom vedea pe parcursul expunerii mele cel puțin 6 sau nu, dacă vedem 7, să vedem cum stăm cu timpul, 7 strategii pe care le folosește diavolul pentru a ne intimida, pentru a ne duce la înfrângere. În primul rând, diavolul îți invadează teritoriul tău particular. Intră în viața ta, s-a suit împotriva tuturor cetăților întărite a lui Iuda și le-a luat. Versetul 1 și versetul 2,
spune că și împăratul Asiria a trimis din Lachiș pe această puternică oștire cu rapșache în frunte, împotriva țării lui Iuda. Dintr-o dată, Satana îți năvălește în viața ta particulară. Este o invazie, vine dintr-o dată, atacă Putin țara ta. Vin avioanele dușmane, vine o știre peste tine. Te atacă la tine acasă, îți atacă familia, relațiile tale, pâinea, zdrobește toiagul pâinii, este o expresie în Vechiul Testament folosită de multe ori de profeți, de a-ți frânge toiagul pâinii. Deci nu mai poți să-ți asiguri cele necesare pentru hrana de fiecare zi. Îți distruge liniștea care ai avut-o până acum. Îți invadează, practic, întreaga ta viață particulară, acel privacy la care noi americanii ținem așa de mult. Atacă, practic, toate cetățile tale întărite de până acum. Nu scapă nimic. Dintr-o dată te trezești în plin război și război cu toată lumea. A fost o perioadă în viața mea că aveam război cu peste tot. Oriunde mergeam, dădeam de necazuri. Și într-o zi am venit acasă și am spus nevestei, măcar cu tine să nu am război, cel puțin cu tine, hai să facem pace, noi doi cel puțin că ne cunoaștem, nu? Măcar în direcția asta să am liniște și pace, că oriunde mă duc, dau de război. Când Satana îți invadează teritoriul, el îți strică toate relațiile. Dintr-o dată, nimic nu mai merge. Toate lucrurile șchioapătă. A doua strategie pe care o folosește Satana este că dușmanul începe să-și bată joc de aliații tăi. Vrea să te facă să te simți singur. Dacă vă uitați la versetul 3 și 4, atunci Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei împăratului, s-a dus la el cu logovătul Șebna, arhivarul. Dintr-o dată vezi că oameni care, practic, ar fi fost cazul să fie cu tine, nu? Se duc la și colaborează cu dușmanul. Te simți dintr-o dată singur, prietenii tăi, aliații care ai avut până acum, oamenii care te-au sprijinit, care practic erau de partea ta, nu? Te părăsesc. Diavolul îi ridicularizează pe acești oameni. Ei sunt neputincioși să te apere. Ăștia vrei să te apere, uite cine sunt, nu te pot apăra. Ca să te simți singur în fața acestui atac, să disperi, să te temi, să nu mai ai liniște, să vezi că toată lumea este împotriva ta. N-ați auzit în perioade din astea grele când oamenii, dușmanul spune practic, zice, nu vezi că toată lumea e împotriva ta, toți sunt împotriva ta, nu? Și încep să crezi că toată lumea e împotriva ta, că diavolul îți creează această impresie că oriunde te duci, dai numai de dușmani. Vechii prieteni de altă dată îți întorc spatele. Te duci să ceri ajutor și te trezești cu o cară. Te trezești singur. Și foarte ușor încep să crezi că te-a abandonat. Și te-au abandonat prietenii tăi cei mai buni, aliații care i-ai avut până atunci. În al treilea rând, diavolul își va bate joc de puterile tale, de abilitățile care le-ai avut. Ești neputincios, nu poți să te aperi, nu mai poți să faci nimic. Iată ce spune versetul 7 și 8. Dar poate îmi vei spune, ne încredem în Domnul Dumnezeu nostru, dar nu este El acela cărui înălțim și altare le-a îndepărtat Ezechia zicând lui Iuda și Ierusalimului să vă închinați înaintea acestui altar și acum fă învoială cu stăpânul meu, împăratul Asiriei, și îți voi da 2000 de cai. Să vedem dacă poți face rost de călăreți ca să încalece pe ei. Practic, acest om bun de gură și batjocoritor spune așa, practic ești totalmente neputincios, nu mai ai nici prieteni, dar nu ai nici forțe militare. Dacă ți-aș da 2000 de cai, n-ai găsit 2000 de călăreți să urce pe ei.
Practic, ești total neputincios în fața acestui invazii. Nu ai forțele necesare pentru o luptă așa de mare, pentru un război așa de uriaș. Nu ai putere nici să lupți cu slujitorii tăi, nu? Cu slujitorii împăratului. Diavolul te va pune jos, nu poți, nu știi, n-ai resurse, ești singur, ești abandonat de toți. Și mesajele acestea vin în val după val, oriunde întorci capul, vei găsi exact același mesaj. Nu mai ești bun de nimic, nu te mai ajută nimeni, toți s-au părăsit. Și prietenii tăi de altă dată. Ești neputincios. Umilirea ta este ținta dușmanului. Ești complet neputincios în fața lui. Și atât trebuie să-l crezi, că are o victorie asigurată împotriva ta. O a patra tehnică te va minți pretinzând rezoluții și revelații dumnezeiești. Iată ce spune în versetul 20. Dintre toți Dumnezeii acestei țări, care din ei și-a izbăvit țara din mâna mea, pentru că Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea? El spune, uite-te ce s-a întâmplat în jur. Oriunde noi am atacat, Dumnezeii acelor neamuri n-au fost capabili să îi apere. Ba mai mult ca atât, el are pretenția că Dumnezeu acum i-a dat pe mână țara lui Iuda și are un mandat divin să distrugă țara asta. Zilele trecute mi-am adus aminte de vorbele cuiva, pare rău să le reproduc, dar era cineva, spune că Dumnezeu le-a dat o bâtă de baseball să-mi rupă șalele cu bâta aia de baseball. Era revelație de la Dumnezeu, nu? Era revelație de la Domnul. De la care Dumnezeu, nu? Teribil este că oamenii, diavolul te atacă spunând că el are mandat de la Dumnezeu să te distrugă, nu? Se invocă revelații, mandate divine, ce să mai spun, prorocii, lucrări și așa mai departe, ca să tragi concluzia că și Dumnezeu te-a lepădat acum. Și Dumnezeu este împotriva ta, nu? Iată că l-a trimis pe nemernicul ăsta din nord, nu? Pe Rabșache, în fruntea unei mari oștiri, pentru că te-a abandonat și o să te dea în mâna acestor netăiați împrejur. Satana va folosi autoritatea și chiar numele lui Dumnezeu, nu? Ca să-ți creeze spaimă, să te descurajeze, să cedezi, va apela la profeții mincinoase cu privire la viața ta. Fiind acum în România, mi-am adus aminte de o perioadă foarte dificilă din viața mea. Urma să construim biserica aceea din Oradea. Și nu mi-am dat seama că noi intram într-un război uriaș, absolut un război mult mai mare decât ne-am imaginat noi. Că de foarte multe ori zic că dacă am fi știut ce se întâmplă, nu știu dacă ne-am fi apucat de un asemenea război. Cred că ai nevoie așa de un fel de naivitate, pentru că în ultima instanță, credința în Dumnezeu e un fel de naivitate, nu? Nu crezi că oamenii pot să-ți facă rău, Dumnezeu e cu noi și mergem înainte până când dăm de un zid mare. Asta s-a întâmplat cu noi atunci. Dar în mijlocul bisericii aveam doi băieți atunci. S-a ridicat cineva în picioare în timp ce predicam în biserică și m-a acuzat că eu cu nevastă mea oprim nașterea de copii și suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Vă dați seama cum suna o asemenea prorocie în plină biserică, 1000 și ceva de oameni, nu?
Eu eram la amvon, l-am lăsat să termine prorocia, după care am spus, frate dragă, dacă Dumnezeu ți-ar fi inspirat prorocia asta, Dumnezeu știe că soția mea e în a patra lună însărcinată cu al treilea copil și nu te-ar fi lăsat să faci prostia asta care ai făcut-o aici. Ești un proroc mincinos și ai vrut să compromiți lucrarea care noi o facem aici prin atacul ăsta public care ni l-ai făcut. De azi înainte te rog să nu mai prorocești în biserica asta până când vedem că te-ai pocăit și Domnul te-a iertat. N-au fost vremuri ușoare. A fost perioade când se ridicau oameni în biserică și strigau că noi avem mâinile pline de sânge, că forțăm oamenii lui Dumnezeu să treacă prin necazuri și amenzi, pentru că veneau amenzi în fiecare zi câte 3.000 de lei pentru mine, 3.000 la pastorul bisericii și 3.000 la responsabilul bisericii. 9.000 de lei pe vremea aceea, eu aveam salari de 2.500 de lei pe lună în perioada aceea. Și se ridicau oameni și ne acuzau că uite unde ducem noi poporul lui Dumnezeu în așa probleme și așa dificultăți, nu? Diavolul va pretinde revelații dumnezeiești să te distrugă și să te descurajeze și să te facă să renunți la luptă. O altă tehnică este tehnica de intimidare. De la versetul 11 la 17 putem să citim niște chestiuni foarte interesante. Eliachim, Șebna și Ioah au zis lui Rabșache, vorbește robile tăi în limba aramaică, fiindcă o înțelegem, nu ne vorbi în limba evrească, în auzul poporului care este pe zid. Rabșache a răspuns, oare stăpânul tău, ție m-a trimis stăpânul meu să spun aceste cuvinte? Nu m-a trimis el să spun oamenilor acestora care cet pe zid ca să-și mănânce balega și să-și bea udul împreună cu voi? Scuzați expresia, dar aici sunt cuvintele mizerabile pe care le folosea omul ăsta. Practic spunea, vorbesc în evreiește, să audă toți ăștia de pe zid, pentru că scopul meu este să bag groază în toată lumea, să descurajez o țară întreagă, nu-i așa? Comunicarea amenințărilor în masă, în perioada aceasta, este făcută în limba celora care înțeleg limba. Nu vorbește în aramaică limba lui, vorbește limba celora pe care vrea să-i descurajeze. Începe comunicarea amenințărilor în masă. Acum, intimidarea este nu numai a liderului, nu numai a ta, ci și a celora din jurul tău, a masei de oameni din jurul tău. Îndeamnă pe oamenii aceștia la nesupunere, la revoltă împotriva împăratului lui Iuda. Descurajează oamenii, atacă încrederea lor în Dumnezeu și încrederea lor în împăratul Ezechia. Când te lași intimidat, cineva spune că frica este 90% din înfrângere. Când deja ți-e frică, 90% ești biruit deja. Diavolul va folosi tehnica asta de intimidare și o va folosi în masă, între toți cei care te cunosc și care sunt în jurul tău. Apoi, în treapta a șasea este atacul credinței tale. Practic, se urmărește eliminarea credinței tale. De la 18 la 20, versetele 18 la 20.
Nu vă lăsați amăgit de Ezechia când vă zice, Domnul ne va izbăvi. Oare Dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare țara lui din mâna împăratului Asiriei? Unde sunt Dumnezeii Hamatului, Arpadului? Unde sunt Dumnezeii din Sefarvaim? Și unde sunt Dumnezeii Samariei? Au izbăvit ei Samaria din mâna mea? Dintre toți Dumnezeii acestei țări, care din ei și-a izbăvit țara din mâna mea, pentru că Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea? El spune, uitați-vă la istorie, ce Dumnezeu, niciunul nu și-a apărat țara. Oare credeți voi că Dumnezeul vostru acum o să-și apere țara? Apelul la istorie, apelul la alte victime pe care împăratul ăsta le-a făcut. Credința ta este o pierdere de timp, spune el. Investiția voastră de credință în Dumnezeu că vă va apăra este o pierdere de timp. Uitați-vă la celelalte neamuri, că toate au fost înfrânte și ele s-au bizuit pe Dumnezeii lor. Dumnezeul vostru nu vă va scăpa. Ei răspândesc o imagine falsă despre Dumnezeu. Erodează credința acestor oameni. Îți diminuează credința, te inspiră să te uiți după ajutor în altă parte, să nu-L mai cauți la Dumnezeu. Și ultima treaptă pe care o folosește diavolul, așa, satana va încerca să te ducă la depresie, să te arunce în depresie. Versetele 21 la 22. De acolo, cu adevărat, haideți să citim 21 la 22. Dar ei au tăcut și nu i-au răspuns o vorbă, căci împăratul dăduse porunca aceasta să nu-i răspundeți. Și Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei împăratului, Șebna, logovătul și Ioach, fiul lui Asaf, scriitorul, au venit la Ezechia cu hainele sfâșiate și au spus cuvintele lui Rabșache. Dacă citiți capitolul 37, veți vedea pe Ezechia că și-a sfârșit și el hainele, este absolut copleșit de atacul ăsta extraordinar și trimite vorbă la Isaia. Spune, robul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, întreabă pe Dumnezeu ce se va întâmpla. Apoi, mai târziu, cu scrisoarea în mână de la acest Rabșache, se duce cu ea la templu, se duce cu ea în casa lui Dumnezeu. Versetul 14 din capitolul 37. Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor și a citit-o, apoi s-a suit la casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului și a făcut următoarea rugăciune. Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, care șezi pe Heruvim, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului. Tu ai făcut cerurile și pământului. Doamne, pleacă-ți urechea și asculte. Doamne, deschide-ți ochii și privește. Auzi toate cuvintele pe care le-a trimis Sanherib ca să batjocorească pe Dumnezeu cel viu. Se duce direct la Dumnezeu cu scrisoarea aceea. Ceea ce l-a salvat pe Ezechia în situația asta, l-a scos din depresie, este că s-a dus direct la Dumnezeu. S-a dus cu toate amenințările înaintea lui Dumnezeu. S-a pus în vulnerabil în mâna lui Dumnezeu și intervenția lui Dumnezeu a fost extraordinară. Atacul acesta al diavolului te duce la descurajare, vei cădea în depresie. Hainele sfârșiate este simbolul disperării. Când credința și speranța mor, vei muri și tu. Se spune că speranța moare ultima. Înfrângerea este sigură a celor care sunt disperați și care cad în depresie. Să știți că satana are exact aceeași strategie și astăzi. Biruințele sunt ale lui Dumnezeu. El este Domnul oștirilor, ok? Când vin amenințările de orice fel, du-te la Dumnezeu cu ele. Du amenințările înaintea lui Dumnezeu. Pune-le înaintea lui Dumnezeu. Lasă-te cu totul în mâna lui Dumnezeu. Scrisoarea cu amenințările este adusă înaintea Domnului și Dumnezeu aduce o biruință extraordinară.
Rabșake se întoarce acasă și este ucis cu sabia acasă la el. Sanherib, împăratul, se întoarce și el înapoi cu oastea. 185.000 sunt omorâți de Îngerul Domnului. Îngerul Domnului pornește la luptă. Când te duci și te pui în mâna lui Dumnezeu, când pui scrisorile de amenințare pe altarul lui Dumnezeu și te lași în mâna lui Dumnezeu, atunci înarmează Dumnezeu îngerii lui care ies la război. Se retrage în mod rușinos din țara lui Iuda. Este pur și simplu distrus de propria sa, de proprii săi fii. Iată ce spune versetul 38. Și pe când stătea cu fața la pământ, rugându-se în casa lui Nisroc, Dumnezeul său, fiii săi, Adramalec și Șarețer, l-au lovit cu sabia și au fugit în țara Ararat. Și în locul lui a domnit fiul său, Esarhadon. Așa l-a pedepsit Dumnezeu pe acest împărat care s-a semețit așa de mult împotriva lui Dumnezeu și a țării lui Dumnezeu. Indiferent ce se întâmplă în viața ta, nu descuraja. Victoria este întotdeauna a lui Dumnezeu. Isaia, în capitolul 40, spunea așa: nu știți, n-ați auzit, nu știți cine conduce lumea asta, spunea, nu știți că eu conduc această lume? În capitolul 41, versetul 10, nu te teme, eu sunt cu tine, spune cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt cu tine, nu te teme. Probabil că ar fi un studiu biblic foarte frumos în joia seara să urmărim în Sfânta Scriptură ori de câte ori Dumnezeu zice eu sunt cu tine. Să vedem că într-o serie de aspecte ale vieții noastre Dumnezeu nu ne lasă singuri. Și victoria noastră, izbânda noastră este tocmai la Domnul care este cu noi. Domnul este cu noi. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, ne spune că ori de câte ori vine încercarea și ispita practic în viața noastră, atacul celui rău, Domnul a pregătit și calea de izbăvire, de ieșire din ea. Indiferent ce atacuri vor veni din partea celui rău, să avem încredințarea aceasta că victoria este a Domnului. Mi-a plăcut Psalmul 23 pe care l-a citat fratele Grădinariu. El spunea cuvântul lui Dumnezeu aici așa de frumos și ar trebui să ținem minte treaba asta. Zice, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, practic este o recunoaștere că viața asta noastră este o umblare și nu întotdeauna este o umblare printre flori și peisaje superbe. Trecem și prin valea umbrei morții. Traversăm perioade de atac ale celui rău. Slăvit să fie Domnul, că astea nu țin mult. Așa cum nu putem sta mult pe vârful muntelui, Dumnezeu nu ne lasă nici în fundul văilor să stăm multă vreme. Vine și ne scoate de acolo. El este cu noi, chiar dacă ar fi, nu mă tem pentru că Tu ești cu mine. Nu sunt singur în atacurile celui rău. Uitați-vă la propria dumneavoastră viață și urmăriți să vedeți că atacurile acestea întotdeauna vin invadându-ți teritoriu particular, îți descurajează prietenii și rudele și cei care te suportă, suporterii. Vor bazjocori resursele, puterea care o ai să reziști atacului. Întotdeauna vor veni cu pretenții a unor revelații divine, descoperiri dumnezeiești, că până și Dumnezeu te-a abandonat, nu? Asta i-a spus și lui David, fugi, du-te la munți undeva, Dumnezeu te-a lepădat, nu? Diavolul va folosi toate tehnicile de intimidare,
îți va ataca credința ta, să nu mai ai încredere în Dumnezeu, îți va da tot felul de exemple de oameni care au eșuat și au fost bătuți și înfrânți. Și apoi te va duce la depresie, te va duce într-o stare de depresie. Ascultă-mă bine, ia toate amenințările astea și du-te înaintea lui Dumnezeu cu ele. Pune-le înaintea lui Dumnezeu și încrede-te în Domnul. Și Domnul îți va da biruință. Vei ieși biruitor de acolo. Dumnezeu este de partea copiilor săi, nu descurajați niciodată, suntem victorioși. Și spune cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât biruitori cu Domnul nostru. Numele Domnului să fie binecuvântat.